Bună, dragi prieteni! Azi vom face ordine pe birou. Înveselim biroul puiului nostru cu un suport de creioane. Pentru aceasta avem nevoie de ață, croșetă potrivită, ac, o cutie de la o conservă, un clește și scotch sau bandă izoler. Începem cu baza suportului. Facem un cerc prin tehnica amigurumi, vedeți link în descriere, și creștem până ajungem la un diametru un pic mai mare decât diametrul cutiei pe care o folosim. Pentru partea tubulară, vom lucra primul rând doar în bucla din spate. Restul rândurilor le vom lucra normal până acoperim în întregime înălțimea cutiei pe care o folosim. Vă puteți juca cu alternarea culorilor după cum doriți. Eu voi face o stilizare pentru micul prinț. Thank you.
Unele cutii nu au această margine tăioasă, dar dacă au, vă recomand să o finisați pentru a evita accidentele. Eu am teșit cu un clește, după care am lipit cu bandă izoler. Montați ochișorii pe care îi puteți croșeta în orice variantă doriți. Coaseți cioc, gură sau orice altceva se potrivește proiectului vostru. În aceste cazuri, puteți masca schimbarea culorii prin aplicarea ochișorului, a ciocului, a detaliilor în punctele de schimbare a culorii. În cazul micului prinț, eu am aplicat o bandă croșetată ca un soi de fular. La bufnițe am făcut ciocul în punctele de schimbare a culorii. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut și îl considerați util, vă rog să dați un like. Pentru a fi notificați la apariția altor tutoriale, apăsați butonul subscribe.